Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, dragi români. Verificarea periodică a mijloacelor de semnalizare rutieră este un demers necesar pentru siguranța rutieră. Mijloacele de semnalizare rutieră au rolul de a asigura deplasarea în condiții de siguranță și fluență a participanților la traficul rutier. Lipsa vizibilității marcajelor rutiere, starea lor precară sau de multe ori abundența mijloacelor de semnalizare rutieră sunt elemente importante care, de foarte multe ori, sunt neglijate în discuțiile publice despre siguranța rutieră. Care sunt consecințele? Țara noastră ocupă în continuare un loc fruntaș în Europa la capitolul accidentelor rutiere. Din datele furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române, de la începutul acestui an, la nivel național s-au înregistrat 2.926 de accidente grave, soldate cu decesul a 980 de persoane și rănirea gravă a altor 2.286. În traficul rutier întâlnim indicatoare cu treceri de pietoni ascunse în spatele copacilor, marcaje rutiere inexistente, indicatoare rutiere neconforme cu dimensiuni diferite de cele standard și care nu mai au vopsea lizibilă pe ele și, de asemenea, cozi uriașe de autovehicule formate din pricina unor semafoare puse la întâmplare pe străzile din România. În lipsa acestor mijloace de semnalizare rutieră, nici sistemul de asistență pentru identificarea indicatoare rutiere de pe autovehicule nu mai poate transmite informații corecte către conducător auto și astfel se poate ajunge la încălcarea regulilor de circulație și la accidente. Verificarea mijloacelor de semnalizare rutieră pentru a vedea dacă sunt amplasate, montate conform standardelor în vigoare, vizibile, recunoscibile și lizibile, se poate face foarte ușor de către agenții poliției rutiere, deoarece aceștia sunt în permanență pe drumurile publice. În acest moment, poliția rutieră face doar simple informări către administratorii drumurilor cu privire la problemele pe care le identifică la mijloace de semnalizare rutieră, precum și alte dispozitive speciale care se întrețin prin grija administratorilor drumurilor. Dar nu este suficient. La începutul acestui an am inițiat și depus un proiect de lege pentru modificarea și completarea codului rutier, prin care am propus o serie de măsuri care sporesc responsabilitatea poliției rutiere în ceea ce privește verificarea periodică a stării mijloacelor de semnalizare rutieră. Consider că poliția rutieră trebuie să se implice mai mult în zona de prevenție și trebuie să se asigure că standardele de siguranță rutieră sunt respectate de către administratorul drumului public. Acesta, din urmă, fiind obligat să remedieze deficiențele constatate. Conștientizarea faptului că marcajele rutiere sunt foarte importante sporește siguranța participanților la trafic și poate contribui în mod real la reducerea accidentelor. Vă mulțumesc. Cristian Paul Ichim, deputat reper de Bacău.